Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru, participă la America Express, Drumul Aurului, doi dintre concurenții care au decis să-și testeze, pe Drumul Aurului, limitele personale, dar și pe cele în cuplu. America Express înseamnă niște peisaje superbe și niște oameni minunați. Aici ne-am descoperit niște abilități la care nici nu visam și am trecut prin niște experiențe incredibile, pe care cu siguranță nu le-am fi avut dacă n-am fi fost aici. E foarte frumos! Îmi place la nebunie acest concurs, a declarat, entuziasmată, Doina, e o experiență spectaculoasă, îmi pare bine că mi s-a întâmplat până la vârsta asta. Că dacă m-ați fi luat la America Express la 70 de ani. Aici am făcut niște lucruri pe care nu le-am făcut niciodată, deposedează oamenii de cele mai diverse lucruri, pune-i să te ducă dintr-un loc în altul, fă-i să nu mai plece în direcția lor, să empatizeze cu tine și să creadă că și ei concurează la America Express. A spus șef Scărlătescu, eu prind repede limbile străine. Dar spaniola chiar am prins-o de foame. De nevoie am reușit să inventez niște fraze care sunt doar ale mele și care conving oamenii aici. Am dezvoltat niște strategii și la autostop. Eu vă spun sincer că voi ești pe Ștefan cel Mare să fac autostopul spre serviciu, a glumit el, adăugând că a pornit în această cursă extrem de motivat, cu atât mai mult pentru a nu fi ținta glumelor lui șef Sorin Bontea. Cel care a câștigat sezonul 3 Asia Express alături de Răzvan Fodor. Eu mă simt foarte norocoasă că sunt în această emisiune, că împart această experiență cu partenerul meu de viață. Ne-am cunoscut mult mai bine aici, ne-am văzut limitele și am încercat să le depășim, a concluzionat Doina. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.